Hei, salutare tuturor, Eu sunt Cosmi Fagemă și bine v-am găsit la un nou episod din care era cu Fece Craiova Astăzi voi face episodul pe care l așteptați foarte mult, pentru că nu mai postați de aproape o lună, cred. Și astăzi vom avea meci cu Panduri Târgu și cu Kindia și vreau să vă anunț că astăzi în Liga 3 joacă Fece Universitatea Craiova, adică aceasta care facem de care împotriva echipei a doua lui voluntar la voluntar acasă. Și da hai să jucăm și noi meciul cu panduri, să jucăm doar două meciuri acest episod, cu Panduri și cu Kindia, pentru că se va deschide perioada transferului o să... Sau uh, cred că doar acest meci pentru că vreau să scrieți voi pe cine vreți să iau la echipă. Și da, vedem dacă se deschide perioada după acest meci. Uh, cred că voi încheia așa sau văd cât de lung este dacă este foarte scurt, nu? În fine, vom vedea după acest meci. Azi uh, hai să trecem la Vasilescu. Cu o pasă către do doi. Ce pasă către Părvulescu, dar Bricea spinge de acolo. C și uh, Mititelul Junior poate să ajungă la minge, dar Turda întoarce acasă. Uh, Brânzan. Brânzan urcă cu banul la picior până la șut. Șut de la balon către Vodă, dar Gardo acolo și nu pasează la nimeni. Vasilescu, Bricea recuperează și pasează cu Hoi. Ho Hoi, la balon. Să-l vedem. O centrare în care o către Costea. Prea lungă, dar Costea ajunge la balon. Și pasează cu Mititelu Junior. Mititelu Junior obține cornerul celea. A dat mingea Surugiu. vine cu o centrare. Turda este acolo și degajează până în aut. Să-l vedem pe Briceag. Briceag către Surugiu. Olivian Surugiu. O pasă către Brighton foarte bună. Brighton către Horșa. Horșa, o braziliană și șut în blocaj și vom avea out. Universitatea Craiova sau FCU, cum vreți să zic, pentru că v-am că nu vreau să mă bag dacă o să ziceți că CSU este Craiova sau FCU, nu, nu mă bag, adică să nu zic, adică cred că, vor, cred că se uite și unii care țin cu CSU și unii care țin și cu FCU, poate, alții și cu alte echipe, dar v-am zis, și da, înscrie scrie eu Horșa. Da, și v-am zis că de la început, de când a început seria, să nu începeți cu ce se este știința sau face este știința, pentru că fiecare cu părerea lui, adică da, de fapt, instanța a zis că FCU, pentru că s-a doelat acum câteva luni FCU, FCU Craiova, CSU Craiova și cu FC Extensiv Craiova și a câștigat echipa lui Dar, în fine, dacă vreți mai multe puteți scuta și pe internet, nu o să discutăm despre acest lucru episodul ăsta. Și să-l vedem pe Raiciu, pasează, era cum Părvulescu, urmărit de Brighton. Brighton recuperează pentru moment, dar tot el, șeptarul nostru, care este și împrumutat către Hoi, dar este pauză. Conducem un la prin Horsia și suntem pe la primul loc, la diferență de doar 9 puncte fără nicio frângere, momentan sezonul acesta. Ultimele trei locuri, Dunărea, Călăraș, Arge și Miroslava. Momentan vom lăsa așa, nu vom face schimbări, pentru că au jucat binișor băieții noștri. Costea către Mititelu. Din câte am văzut în realitate, Costea a plecat de la echipă sau i s-a rezilia contractul, nu știu, dar nu îi voi rezilia contractul aici, al păstrăm, pentru că este bun. Vedem aici un lui, desprins de golkeeperul cel de la Pandurii. Să vedem pe Gardoș. Gardoș, copasă către Costea în Brânzan. Nu știu, Brânzan a recuperat, iar Costea este și acum la pământ. Este la pământ Costea. Să vedem, Tamaș, foarte bine, capitanul nostru. Gabi Tamaș, excelent, vodă către 2-2. cu 2 concentrare către Raiciu. Costea, ce? Oborul este să-și ajute apărarea. Shoot uh, a lui Shoot. Stănciu prinde balonul și să vedem unde va degaja. Degajare n-au direct. Ba nu, ba nu, n-a ieșit. Nu este acest balon. Briceac ține balonul în teren. Iar Mititelu Junior. Mititelu Junior către Horșa. Și vom avea aut. Uh, Craiova va avea aut. FCU Craiova. Uh, Bricea către Mititelu Junior în care u din nou prea lungă centrarea. Vedem aici o degajare, Dănănaie întoarce până la Tamaș. Tamaș către același Dănănaie. Horșa, Ovidiu Horșa, Surugiu, un șendroiu. Vom avea aut. Intre și Cârstea în locul lui Mititelul Junior, Grozav în locul lui Surugiu și Vulceanu în locul lui Costea. Care este foarte obosit, Vulceanu, pe care l-am cumpărat chiar de la Astra, Giurgiu. Uh, Dăna dă e către Horsia. Horsia pierde balonul, dar tot el recuperează. Horsia în careu! Horsia! Nu e nimeni din nou, Prea lungi centrările. Vulceanu, bară! Horsia! Și incredibil, incredibil ce faze. Ce faze. Costea către Brighton, către Robert Vulceanu, Vulceanu în Careu, din nou prea lungă centrarea, prea puternice sunt centrările, hoi, oh, oh, în și el, centrul pierde balonul la rândul lui, hoi, oh, oh, din nou în și tamaș, cu o centrare, vodă, respinge până la Pârvulescu, către Rus, Gardo și este acolo, dă tare, dar turda pasează până la celea. Și este final de meci, câștigăm cu 1 la 0 omul meciului Ovidiu Horsia. Și vedem că pe locul de este ripensia cu 64 de puncte la 7 puncte de noi. Uh, Următorul meci este cu Kindia și îl vom juca și pe acesta. Cu aceeași echipă de start nu vom face schimbări ma, uh, schimbări în această echipă. Hai să trecem la meci. Se joacă pe stadionul din Turnul Severin, acolo unde dispută cei de la VCU deci Universitatea de -a Grava. Meciul au disputat și de la CES Universitatea. Uh, cei de la CSU uh, până să fie gata stadionul Ion Blemenco. Iar cei de la FCU nu se lăsa să joace pe acest stadion pentru că au vrut și ei, dar nu, nu se lăsați. Uh, Bricea și tot îl pierde cu Pencea. Pencea. Uh, către Mihai. Gol. Chindia. Uh, iar Chindia este pe locul... Dacă nu mă știu, era în primele 5 sau 6. Este pe locul 5, da. Pe locul 5. Și în episodul viitoare o să jucăm și mai multe meciuri, presupun, dar um, acum v-am zis de ce o să joc doar două, pentru că urmează perioada transferului și vreau să spuneți voi pe cine vreați, vreți să iau. Am și eu câțiva jucători, adică un atacant aș vrea să iau și să-mi ziceți voi orice jucător vreți să iau și o să încerc. Da, bine, nu începeți cu Messi, Ronaldo sau... Uh, pentru că nu o să-i transfer, nu scot din coinsuri și bag bani la echipă pentru că am zis că vreau să parcă mai realist, adică dacă vindem un jucător uh, să avem banii aia, dacă cumpărăm să rămâne cu banii pe care da a da, dat, dar în fine. Uh, vedem o degajare lungă, tama, ce, ce bombeu, ce degajează, degajează foarte tare. Să vedem golchipărul Chindiei, degajează. Dă nanaie. primul la balon către hoi. Oh, e pentru urcarea lui Florin Costea excelent a urcat Costea Costea gol Florin Costea jucătorul care s-a reapucat de fotbal sau a revinut în România pentru uh, FCU iar în realitate v-am zis că nu mai este l-au la, uh, dat afară dacă nu mai știu l-a avut ceva probleme adică de comportament prin Antalya și la echipă, nu știu, nu știu prea multe așa, din cât am auzit și eu. Uh, să vedem atacul Kindei cu Cherkez care îi pierde balonul din nou, din nou, cred că Gardo a fost, dacă nu mă înșel, Nisipeanu. Până la Ciobotariu, Ciobotariu către Cherkez urmărit de Tamaș. Cherkez până la Nisipeanu, 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 Surugiu, excelent! Surugiu, excelent în fața lui și pasează și cu Dănănaie. Dă nănaie către hoi ho Hoi, urcă Hoi ho Și este pauză, nu ne mai lasă acest atac Intră și Gicu grozav în locul lui Brighton Care este foarte obosit Iese și dă intră și Sadnor Și el împrumutat dacă nu mă înșel Da, cred că l-am împrumutat și pe Sadnor Adică sigur nu e cumpărat L-am împrumutat Să avem un fundaj de rezervă mai bun uh, Adică mai bun față de cei pe care avem Nu foarte bun să vedem această centrare în care eu către Surugiu, ce respinge până la o garduș care a urcat mult la această fază. A urcat mult și se vede un gol în apărare, dar și a rezolvat acea fază. Co -ă, Costea către Mititelu Junior. Grozav cu centrare către Costea. Balonul este respins. Bricea către același Grozav. Gicu Grozav, iaut. Iese și Mititelu Junior. Au stat un pic. Iese și Mititelu Junior și intră și Claudiu Bălan care. -n... Uh, n am mai jucat, n-a jucat meci trecut. Și Bălan, vedem că interceptează o minge, dar pierde. A vrut să dribleze pe Ispas. Neguț. Neguț. Uh, a Casandrei. A Casandrei, urcă, trece de Briceag. Dar balonul este recuperat de un jucător al nostru. Și ce pasă către Hoi, care pierde balonul. negut, către Ciobotariu. Surugiu foarte bine recuperează. Costea în Stoica. Din nou Stoica, dubla recuperare. Și dăm propriul jucător, am văzut. Costea cu o pasă lungă către Hoi, urmărit de Vătafu. Uh, să vedem dacă este balonul Nisipeanu, da. Nici Nisipeanu, nici Surugiu n-au reușit să mai ajungă la balon. Sadner. Copasă și un șut de la distanță, prins de goalkeeper Kindiei. care va și degaja lung către pencea. Sper că nu ne luăm gol pentru că nu vreau să avem prima frângere. Poate terminăm acest prim sezon uh, din carieră, adică sezonul unde cred că vom promova mai mult ca sigur fără înfrângere, pentru că dacă nu vom pierde, sigur vom promova. Dacă începem să pierdem, va fi foarte greu. Să-l vedem pe Nisipeanu. Nisipeanu, Horșa, nu mai poate, îl scoatem pentru că nu mai poate să alergi. Da, nu mai avem schimbări. Ați văzut și voi, nu mai putea să se ducă după el. Sadnă, Rex, el se află acolo și degajează lung până la Pencea, Costea. Costea către Hoi, ultima șansă pentru a le da golul de 2 la 1. Costea către Hoi, Hoi, ho pierde balonul și cam așa se va la meciul. Uh, a Acasă Andrei că trebuie ca și da final 1 la 1. Costea omul meciului și se apropie la 5 puncte Ripensia. La 5 puncte de noi. Uh, da, s-a deschis perioada ofertă pentru căpățână de la Balotești. Ne am mai gândit până episodul viitor. Uh, să vedem echipa lunii. Le avem doar pe... A, ah, bă, nu, avem trei jucători. și Grozav și cu Hoi. Ho trei jucători, uh, clubul lunii, Ripensia Timișoara, jucătorul lunii ianuarie este Hoi Ho uh, și vom avea meci cu Farul Constanța. Deci da, prieteni, eu am fost Cosmin Faghimor, nu uitați să scrieți un comentarii uh, pe cine vreți să transfer, că s-a deschis perioada de transferul oficial. Și da, eu am fost Cosmin Faghimor, iar noi sigur ne vom vedea data viitoare la un episod. papa pa.